După ce anul trecut primăria înființa o direcție care să se ocupe de piața de gro pentru pește, ulterior s-a decis ca piața să fie oferită spre închiriere prin licitație. Primul termen pentru licitație a fost pe 24 martie, dar licitația nu s-a ținut fiindcă nu a participat nimeni. Piața de gro pentru pește de la Giurgiu devine ușor-ușor o minune a orașului, așa cum se întâmplă la Caracal, cu legenda binecunoscută. Și o țintă a ironiilor, din păcate, pentru că este un obiectiv cu care s-a cheltuit și se cheltuie. A avut loc o licitație pe 24 pentru închirierea acestei piețe de pește, dar nu s-a prezentat nimeni, nimeni nu a fost interesat să o preia și să o închirieze pentru a utiliza. Astfel încât pe 5 aprilie a fost programată o a doua licitație și rămâne de văzut dacă se va arăta cineva interesat să participe la această a doua rundă de licitație. Așadar, primăria așteaptă ca până săptămâna viitoare să primească înscrieri pentru participarea la licitația de pe data de 5 aprilie. Potrivit documentației pregătite pentru licitație, prețul calculat al chiriei ajunge la circa 190 de milioane de lei vechi lunar.